Lasă like dacă ești înalt sau comentariu dacă ești scund. Înalt versus scund. Deci, bro, pot să intre aici în cameră la mine. Uite, vrei ceai? Nu, mersi, bro. Înalt versus scund. Înalt. Ha, fiule, poți să te rog să-mi dai laptopul? Este pe dulap acolo. Bine, mamă. Ține. Scund. Ha, fiule, poți să te rog să-mi dai laptopul? Este pe dulap acolo. Bine, mamă. A, aici eu trebuie să pun un scaun, după mi-a dat un scaun și încerc să sau mă duc în garaj să iau scara și vin. Sau nu. Sau mai bine adaug. Da, mai bine singur o iau. Dă-te. Sau îți place așa, mă. Înalt versus scund. Mama, ești sigur că este o bună idee să închiriez un apartament cu 1,90 m pe când eu am 2 metri? Da, este normal. În primul rând este mai ieftin, în al doilea rând este mai ieftin. Dar și fratele tău a spus că apartamentul este super. Ha, poate și mai mică de închiriat. Ha, oricum nu ajung. Înalt versus scund. Înalt. Mama, poți să-mi dai bani că vreau să-mi cumpăr un tricou nou? Fiule, doar săptămâna trecută ți-am luat un tricou nou. Mami, el deja a devenit scurt și buricul se vede și mărât tot. Of, Doamne, când o să te oprești să crești odată? Ține. Scund. Fiule, nu-ți trebuie bani să-ți cumperi ceva de îmbrăcăminte nou? Pur și simplu și fratele tău a cerut bani. Poate și ție îți trebuie. Nu, mam, este de ajuns și tricoul ăsta care a fost cumpărat 4 ani în urmă și îmi este, după dimisiuni, foarte bun. Mersi. Înalt versus scund. Deci, elevi, adunăm 2 plus 2. Bro, ai văzut acest video? Da, am văzut. A fost la de ce te râzi? Ai trecut repede în prima bancă. Bine. Mâncați-și piciorul, nu cum eu acum pot să văd după gigantul ăsta? Înalt versus scund. Mama, eu de mult am vrut să întreb, dar Oleg nu este adoptat de la casa de copii? Fiule, nu vorbi așa. De ce el este atât de înalt? Nu, noi în familie toți sunt înalți, în afară de tine. Asta da. Mama, atunci deși eu sunt atât de scund? Înalt versus scund. Prieteni, pentru partea 3, haideți să adunăm sub acest video 10.000 de like-uri și nu uitați să scrieți în comentarii ce înălțime aveți. Pa!